Când pui varza la murat, trebuie să te asiguri că ai toate ingredientele necesare pentru ca aceasta să iasă crocantă și gustoasă. Atunci când alegi varza pentru murat, le îți recomandă ca aceasta să fie coaptă, albă și să aibă foile subțiri. Pentru sara mura ai nevoie de 500 de grame de sare la fiecare 10 litri de apă. Trebuie să folosiți neapărat sare grunjoasă, iar pe fundul butoiului să pun câteva bucăți de lemn. Pe deasupra se pun crenguțe de cimbru, piper într-un săculeț de tifon și măra uscat. Mai puteți adăuga și morcov și țelină, pe care le tăiați în felii rotunde. Pentru o aromă desăvârșită puteți pune și felii de hrean. Pentru a nu prinde floare, specialiștii recomandă un ingredient special, care trebuie adăugat la o săptămână după ce varza a fost pusă la murat. Acesta ajută ca varza să rămână crocantă și bună, pentru o perioadă mai lungă de timp. La varza murată, păstrarea ei un timp mai îndelungat este posibilă dacă adăugăm din când în când câte o bucată de zahăr. Varza nu se acrește tare, în cazul în care în butoi se pune o bucată de lemn de mestic. Teacân. Ne relatează bucătarul Cristi Dobre. Bucătarii spun că varza trebuie să fie pusă întreagă la murat, dar cu cotoarele scoase. În butoi trebuie să fie așezată cu cotorul în sus. Varza, în special cea albă, este o sursă bună de vitamine A, C și E, dar și de fibre care asigură sănătatea celulelor. Aceasta mai conține și vitaminele B1, B2, B3, B5, B6 și B9. Fibrele din varză sunt compuse preponderent din celuloză și minerale, calciu, magneziu, fier, dar și iod, cupru, mangan sau Relatează sursebune.com